Vicecampion european și apoi campion național. În această situație este pugilistul Alexandru Constantin. De obicei, traseul în nobila artă era invers. Dar iată că după ani de zile, un boxer s-a afirmat prima oară la un concurs din Europa și apoi în România. Pentru Alexandru a venit și afirmarea națională, el fiind proaspăt campion la categoria plus 90 de kilograme. A urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Satu Mare, acolo unde s-au desfășurat campionatele naționale de box pentru cadeți. În cadrul competiției, sportivii de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Clubul Sportiv Petrolul și-au adjudecat în total 7 medalii. 5 pugiliști ai CSM-ului, însoțiți de maestrul emerit Adrian Pârlogea și preparatorul fizic Răzvan Constantin, au cucerit tot atâtea medalii. În total, CSM-ul a avut 10 boxeri în concurs. În afară de Alex Constantin, în finală a fost și unul din tripleții secției de box. Claudiu Neagu, în limitele categoriei 54 de kilograme, a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere, obținând medalia de argint. În finală au mai ajuns pentru clubul municipal și au fost premiați Valentin Bârzan, Etan Rahim și un alt component din familia tripleților, Alexandru Neagu, toți fiind posesorii medaliilor de bronz. De la Petrolul, antrenorul Ovidiu Dragomir a înscris 4 boxeri, iar 2 dintre ei au urcat pe podium. Albert Olteanu a reușit prima lui mare performanță în box, fiind cel mai bun la categoria sa de luptă. Și tot de la Clubul Petrolist, Denis Tudor a câștigat medalia de bronz.